Bun venit la Idot with No Vlog azi! Asta este vlogul de Crăciun. Ne-am pregătit, am stat jos în basement și... Vreau să vedeți dacă am fost cu minte și a venit moșu. Uitați-vă la acest video cu mare drag să vedeți moșu! Ce frumoasă, deja începe să pregătească pentru diseară. Este 2:10. 2:10 și suntem în 24, sâmbătă. Și frumoasa a spus că hai să începem deja. Și am zis ca să fim un pic fresh de Crăciun, hai să ne tundem, să arătăm bine. Am plecat la tuns, dar pentru că a fost muzică, am pus doar un clip frumos. Am venit la tuns, ne-am tuns puțin, adică să arătăm bine când vine moșu. O să vină moșulică, dacă am fost cu minți. Vrem să ne îmbrăcăm acum, să plecăm sus. Moșulică! Să începem tradiția noastră, cum facem noi de obicei. Să vedem dacă a venit, dacă vine, dacă nu vine. Întâi trebuie să dăm aici, ne discăm jos. Normal, dar mă îmbrac cu o cămașă frumoasă. Ce zici, Vali? Cea mai frumoasă cămașă, trebuie să ne băcăm. Dacă eu sunt mai frumos ca tine, oricum te șocotează. Ești rău. Da. Scrieți în comentarii care e mai frumos, Alex sau Vali. Și acum a venit momentul să ne îmbrăcăm cu hainele, adică cu cămașul care o să portăm. În 3, 2, 1 și gata! A venit timpul să-l aștept pe Santa. Oare părinții Ido... ascultă la mine, tu n-ai fost cu minte, nu primești nimica. Oare părinții Ido au fost cu minți? Nu cred. Nu știu dacă au fost cuminți părinții Ido. O să rămânem de văzut. Dar acum plecăm sus și începem sărbătorile cum facem noi de obicei. Crească urcanul. Te-ai îngustat puțin, nu? Păi nu știu, așa zic eu. Ai zis, nu poți să iei, numai așa puțin. Cu 3 kg mai gras ca mine, Valentin. Mamă, Vali, dar să știi pe bune, ești un om foarte sexy. Stai. Întoarce-te puțin. Mamă, ești cam mult, să știi. Întoarce-te puțin. Și ai și acolo, și ai și în fund. Bravo. I wanna be la Dio și eu vreau să fiu. Hai să fiu. Ia-te la fiu. Hai. Ce sexy, mă faci gelos. Vali, cum? I don't even know how to model. How do you model properly? Stai să-i o secundă. Mai. Stau așa. Așa. Te-ți vedea că am și eu fund. Am fund? Cel mai sexy. Ai fund. Și uite porcul Ido acolo. Porcul Ido, ce face porcul Ido? Da. Ce să facem? Hai. Mersi, cine vine? Vine Santa? Cine vine, Santa? Santa! Vine Santa? Vine Santa? Cine vine? Ai fost cu minte? Ce? Mamă, gelosă ce ești. Primește și băiatul ceva? Hai, dar nu știu dacă a fost cu minte. Ai fost cel mai cu minte. Ne-am îmbrăcat cu toții. Tata Ido ne-a copiat pe noi. Poftim? Tata Ido, ce faci? De ce ne-ai copiat pe aici? Vali, stai. Uite, Valido. Valido. Tata Ido. Fresh haircut. Fresh haircut, toți. Și mama Ido. Unde ești? Aici. Ultimele. Mama Ido. Da. Gata? Și eu sunt? Alex Ido. Gata? Ready? Eu zic că suntem ready. Mai avem astea cookie-uri de ieri care am mâncat deja vreo 3-4. Mamă. Și ca de obicei, ritualul nostru este să... Hai, verificați ușile. Să verificăm toate ușile. Geamurile. Și geamurile, că... Asta e tradiția. Și... Tot timpul trebuie să verificăm și Max Ido. Trebuie să ne ajute aici. Ajută-ne, Messi. Messi, de-i foarte zăpăcit, el știe că vine Santa. Auzi. Și... Dar drumul și la șemineu. Că poate vine pe acolo. Păi nu, ca să nu vină nici pe acolo. De ce? Că se arde? Că se arde Santa la fund.
Hai să începem cu prima ușă, Alex. Prima ușă, domnule. Ce frumos e. Mamă, dar e frig, închide ușa chiar acum. Deci închide ușa. Let me check. Okay, you're good. Bine, ok. E destul de rece. Destul de rece azi. Sunt minus multe. Și acum, Alex, Ido, încearcă și tu pe asta, la altă ușă. E bine. Hai. Ok. Și garajul, că nu poate să... Dacă stă în mașină și așteaptă, nu-i frumos, nu se poate. Nu în mașină, în slack. Păi îl simte pe moșul, că e foarte agitat. Ia lasă puțin jos, să vezi ce face. Reni, de Reni, vine Santa cu Sania și cu Reni. Acum e bătunel și... Hai, ușa următoare. Gata și ușa asta? Și a treia ușă, gata. Ok, Alex. Scufița. Și acum e timpul să mergem jos. Deci ați verificat tot? Am verificat. Totul e cu ea, nu? Alex, hai să vedem și geamul. Scufița. Vali, geamul el nu-s deschise. Vali, nu-s deschise pe minus. Ah, și uite măsuca. Masa și... Mexi, o să primești și tu sperterea, că ai fost că ți-am primit. Nu mai fi așa de speriat. M-am pins cu lăbuța. Tinții. Da, mamă, da. Da. Cine vine? Dar ce-a făcut așa? Nu. Cine vine? Santa. Ia lasă-l puțin jos să vezi ce face. Ia. Hai. Cine vine, Mexi? Cine vine, Santa? Vine, Santa? Vine? Da, vine Santa. Hai, vine Santa. Hai, Mexi, hai. Hai să verificăm dacă nu sunt cadouri sub pom. Dacă nu sunt cadouri sub pom. Uite. Nu sunt. Ok, închide. Gata, că Santa se rușinează dacă e lumina prea mare. Mexi, ai la mama. Hai de la mama. Mexi, la mama. Du la mama. Pune muzică, să știți. Da, păi, sigur. Casa, hai. Trage tot jos. Ca de obicei. Să vin și eu? Nu. Ia ține. Bună seara, Ido. Acum stăm și așteptăm pentru Santa. Dar de ce n-ai băgat în dormitor? Pentru că vreau să fiți cuminți. În dormitor? Da. Deci... Pac au ceva, nu știu, dar nu putem să mergem sus încă, nu așa. Nu rămâne nimeni sus. A, păi trebuie să fim cu minți, știi? Dar unde e Alex? Trebuie să-l vedem și pe Alex. Alex, unde ești? Ce tot faci? Alex, ce faci? V-am studiat ceva. Ai băut? Ești la... Vali, nu mă ține în dormitor. Dar, Alex, ce ai făcut? Deci, am vrut să mai verific încă o dată și eu zic că suntem ok. Ok, ce bem? Mama, Ido, ce bei? Un pic de coniac. Coniac. Tu știi cum se pune coniacul? Așa. Acu' așa. Dar mama, Alex, tu n-ai învățat asta. Da, este că se mișcă. Vezi, nu este așa. E ca să-mi pantă. Da. Și ca, let's see, care este coniacul? Ăla. Da. Fetița casei. Ok, deci. La ce te uiți? Și băgăm așa, așa. Ah, păi Alex, ești meseriaș. Cam așa, sau mai mult puțin? Se pune până la buză. Așa, mai băgăm până acolo. Asta e ok, așa. Și acum? Nu facem vreo prostie. Bun. Pentru doamna Ido. Doamna Ido. Și noi ce dăm? Wisers. Care? Asta-l pui? Da. Ăla vechiul. Asta. Nu, ăla noul. Am mai încercat. Și așa ăla e bun. Nu știu cum. Hai, necode pe copii, zic. Am reușit. Hai, necode pe copii. Stai. Dacă eram eu, îl desfăceam, dar... Asta e și pe Bali să facă. O problemă, trebuie să facă sticla. Auză, suntem safe cu ei. Ok.
Let's go, let's go, let's go, că mi-e sete și mie, vreau să beau ceva acolo. Du-te, bea apă. Ok? Să vedem cât de bun e Vali l-a făcut, că vreau să... Nu știu, m-am uitat și o să vezi că sunt identice. Hai să vedem. Două zile, cred că e... Al treilea e mai un pic? Așa, așa băgăm toată sticla. Asta e jumătate pahar. Nu, e ok, ești ok. Știi cum facem așa? Trebuie să... Alex, fii, un pic, hai, alchimie. Așa, la modul ăsta și vine asta aici. Am spus să dai două, toată sticla se duce. Ok, bravo. Așa, let's go. Guys, acum așteptăm să vedem că am fost cumiți. Așteptăm să vedem, cum facem în fiecare an. Am închis toate ușile și acum stăm la muzică. O să băgăm muzică și o să vă arătăm cum facem pare. Sănătate! La mulți ani! Satul mare! Sighețul Marmației, Râmnicul Sărat! Mersi, Crăciun nu, fericit! Lasă Marmații! Crăciun fericit! Crăciun fericit! Și să fie totul cu bine! La mulți ani! La mulți ani! Să vedem că vine Santa! Da! Vine, vine! Am văzut Sania! Eu n-am văzut-o. Nici eu n-am văzut-o. Dar unde ai văzut-o? Unde ai văzut-o? Un pic din Sani, așa, mi s-a părut că o văd în aer. Oh. I-am văzut nasul lui Rudolf. Oh. Acum, hai cu muzică. A venit momentul să ne uităm să vedem dacă chiar e ceva acolo, dacă am fost cumiți, cum... Dacă n-am stat degeaba... Vorba vine, știi? Sper că n-am stat degeaba aici jos în... Ok. Batch. Let's go, let's check. Let's go. Let's check. Noi mergem numai să verificăm că părinții nu stau jos, știi? You know, I honestly think I was like a very bad boy. Alex, du-te tu și stau eu aici, să... Că... I was a very bad boy, so... Mi-e frică. I don't know what to expect. Mă cheamă și picioarele am fost cumite. A venit. Oh, it came. Oh, am fost cumite. Am vrea că să fie și cumite. A venit sau n-a venit? A venit? A venit. A venit, guys, cred că a venit. Nu știu, cred că a venit. Eu n-am văzut, Alex a văzut. Hai să mergem sus. A fost cumite. Chiar a venit?
Eu n-am văzut, Alex a văzut, deci trebuie să vedem. Să vin ca memuții. Păi și am emoții, stai și-mi iau telefonul. Să vin ca memuții. Hai, hai să mergem sus. Unde-i cățel? Ah, cățelul, e primul să meargă la Santa. Ce crezi, că ești cu minte și tu? Hai să vedem. Hai să vedem. Let's go. Hai, mersi, sus, hopa. Hopa sus, mersi. Hopa, mersi, du-te. Mexi. Nu, când vin eu vreau în brațe. Du-te. Hai că poți. Hai sus. Da. Sus. Let's go. Și ce? Guys, tata Ida, unde ești? Aole. A venit sus. Aoleu, a venit. Dar chiar a venit moșul? Și Maxi? Maxi, ce faci acolo? Ce faci? A venit. Și, dar și ce-mi place cel mai mult? Pot să vă zic? Berea. Pot să zic? Auzi? Pot să zic. Chiar mă uitam. Eu fi pus setă. O fi caldă? Mi se pare foarte cuminți. Dar eu vreau berea. Asta vreau. Cum chene? Stai. Mamă, ce grăbă e! Eu nu pot să te-am... De unde știa că-mi place berea? De aici. De unde știa că mi-a plăcut berea? Așa. What the heck? Păi... Oameni... Mi-e sete și stau așa. I'm sorry, this is weird. Okay. Stai. Alți. Ok, go ahead. Hai să vedem. Hai să vedem. This is not the right one. Guys, hai să vă arăt cum se desface berea. It's not the right one. Guys. Păi e stricat. Așa se desface berea. Dar și asta arată cum o desfaci. Aia nu, aia o lăsăm pentru mai târziu. Asta e de sămânță. Aia o... Dar aia e stricat, aia nu merge, chiar nu merge, și mama a încercat. Nu merge. Mama nici n-ai putut, dar nu, e, nu-i bună. Încearcă, hai, vreau să văd. You know why? Noi am deschis și am încercat. E stricat. Nu, dar, ascultă, uite. Noi era așa când am folosit-o și trebuia să o folosesc așa, dacă faci așa, merge. I'm confused. Gabi. Așa merge. Eu era așa deschis. Asta e teoria desfacerii berii. Adică școala vieții. Guys, gata. Hai să... Ați văzut am fost pe orice. Sighețul mai mai ți-ai gândit cu sărat. Cheers. Hai, cadouri. Ne revedem după cadouri. Căciun fericit. Vă pupam! Vă pupam! Mua! Mexi! A venit moșul. Ia-o. Stai, pune pe el, Alex, pune pe el. Uite ce are, Milky Bone, stai. Come on, this is so cute. Yeah. Îi place? Da, mănâncă, dar... Îi place, Milky Bone. Hai să vadă, hai să ce-a primit, Lexi. Hai la mama, haide. Hai, băiatu, stai, puțin, stai să-l îmbrăcă, stai să-l îmbrăcă, auzi, îl putem băga și în priză? Da. Că văd că are luminețe. Oh,
That's so cute. Oh. Cine-i frumosul casei? Uite, mai vrei mir? Uite ce mai dă mama. Hai. Papa. Oh, uite cum îi place. Ce-i place? I like it. Actually, nice. Tata Ido a tăiat niște slănini aici. Vreau să gust. E o poftă. Foarte bună. Hai la masă. Pâine. Uite pâinea? Da, bine, nu filmă asta. Cum asta e plină. Pâinea asta e făcut de mama Ido. A făcut-o azi. Pâine de casă. Bucătăria asta cea mai bună este mama Ido. Aici. Acolo prezentă, nu? Prezentă. Ceapă roșie. Hai la masă. Ce avem la masă, Vali? Piftie. Deci, noi când eram mici, nu ne plăcea pe piftia, dar acum o mâncăm cu piftia. O iubim, o iubim piftia. Foarte, foarte bună, oameni frumoși aici. Salată de beov, foarte bună. Aperitive, piftie. Ați văzut cum a fost piftia și acum o mâncăm. Calta boș, avem și calta boș. Acolo. Alex, de aici avem și brânză. Multe feluri de brânză aici. Mezeluri. Asta ce este? Tobă? Tobă, da. Tobă, brânză, mezeluri. Cartaboșii de jumării, bumbelor. Jumării. Cartaboșii core și fărăuți. Deci mie îmi plac aperitivele cel mai mult. Auzi, știi ce s-a dus niște paprică pentru piftie. Paprică și creangă. Și creangă, da. Eu mă satul de la aperitive. Atât cum avem. Da, stai cum avem friptură la cuptor de porc și foarte sarmale bună. Și ciorbă și prea supă. Prea multă mâncare, dar mie îmi place, cel mai mult îmi plac aperitivele, Alex. Păi da, da și sarmalele. Ești cu 3 kg mai gras sarmalele, ca mine, îți dai seama. Sarmalele le avem de la niște prieteni dragi de familie. Mm-hmm. Valentina le-a făcut. Mulțumim frumos. Mersi mult. Pentru că Ana face sarmale. Sarmale sunt cele mai bune. Te pupăm. Am terminat de mâncat ciorba de zeamă de varză cu afumătură. E ciorba mea preferată care face mama Ido în fiecare an de Crăciun. Foarte bună. Deci am mâncat aperitivele și ciorba. Și acum am zis, băi oameni buni, este Crăciunul, este 24 ora 9 seara la noi în Canada. Și am zis, uite, suntem acum îmbrăcați așa, frumos, uite, frumos. Adică e ok, e frumos, e așa, dar mă simt foarte confortabil. Și știi? Trebuie cumva să ne simțim mai confortabil, să ne schimbăm, să schimbăm în... Și ca în fiecare Crăciun ne schimbăm în pijamale. La pijamale confortabile, faine, salopete. Mișto. Salopete. Salopete. Acum începe petrecerea. Că a fost frumos, am mâncat, ne-am distrat, a venit și moșul, am fost cu minți. Și acum a venit momentul să ne schimbăm în salopete, pijamale. Nu m-am schimbat deja. Nu te-ai schimbat încă. Ok. În 3, 2, 1 și... Gata! Gata! De obicei avem și alte salopete, dar am spus că astea le luăm azi și mâine luăm altele, nu? Mâine luăm alte salopete. Acum, acum să înceapă petrecerea. Să înceapă distracția. Hai sus! Sănătate! Satul mare! Sighețul mamaței! Râmnicul sărat! Alex, vine aici puțin! Oh, el e cățelul Claus. Cățelul Claus. Oh, de gut, de el. Oh, de el și pe tine sus. Ia și pe el sus. Hai tu aici, hai tu. El a pus ceva de la Moș. Hai. Hei. Oh, uite că se potrivește cu tricoul tău. Stai, cât e ceasul? Stai. Cât e ceasul? 9:30. Guys, mai avem timp, mai avem. I know, dar sarmalele trebuie să mâncăm. Aia e masă. Unde sarmalele? Uite aici. Ciorbița. Ia uite aici, sarmalele. Sarmale, wow. Dacă nu mâncăm friptură și cârnat de casă, măcar sarmale să mâncăm, că așa e tradiția. Dar mai încolo un pic, acum nu mai. Eu sunt popticios și am vrut să încerc și eu un pic de carne din asta. Asta este porc. Nu? Nu, e iguană, iguană. Iguană. Dar știu cum e. Stai. Dacă auzi că știu cum e asta, e iguană. Dacă eu postez pe social media că sunt în Dubai și ne întâlnim pe stradă, nu sunt probleme și tu ești în Dubai. Păi exact, așa este, chiar așa este. Dacă tu mănânci iguană, și eu mănânc iguană. Așa, deci asta este iguană.
E miezul nopții. Ai ieșit cucu. Asta e semnul care, așa, iguana, uite așa. Tata, ai nevoie iguana? Hai, că nu poți să... Stai, eu vreau să văd cât e ceasul, stai o secundă. Poți să fac, am prins fixul. 12, da, am prins fixul. A cântat cucu de fix. Deci cucu a avut dreptate. Fixul. 12 ceasul. Tata Ido, adu facul ăia să spui niște iguană. Coada, hai. Dă-i coada. Mai bune sarmale. Stai aici. Stai, coada de la iguană. Stai așa. Așa. Mamă, Alex Ido. Mai mănânc o sarmă, foarte bună. Mai mănânc una. Deci, Valentina, mulțumim, Valentina. Mersi, Valentina. Foarte bun. Mi-am trezit în ziua de 25. Astăzi e Crăciunul. Sărbătoare fericită tuturor. Și m-am trezit așa cu o poftă de ciorba aia cu zeamă de varză și acumătură. Tot timpul când bei a doua zi, când vrei să mânci o ciorbă, e foarte bine. Uite-o. Oh. Și pe lângă asta, se prea de ieri, anins, Alex. Iar anins. Anins cam povești. Cam povești. Poveștile lui Ido. Deci am dat zăpadă aici, dar iar anins. Wow, what a nice Christmas, Valley. Dar ce Crăciun frumos. Exact cum a trebuit să fie Crăciunul. Mulțumim că v-ați uitat și sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like, un share, un subscribe la Ido, Liniuță, Twitch, pe TikTok, pe YouTube și pe Instagram. Sper că v-a plăcut acest video. Și Crăciunul a fost foarte, foarte, foarte frumos. Ne-am distrat, am băut și a venit și Santa. A venit Santa, am fost cu minți. Acum ne pregătim de anul nou. Dar întâi dați aici follow la Ido Twins pe toate rețelele de socializare. Și zice-vă, Falizi. Oameni frumoși, trebuie să ajungem la 100.000, cum a spus Alex. 100.000! Apăsați și voi pe abonare, ce e asta? Și cum spunem noi de obicei? Înainte de cum spunem de obicei, scrieți în comentarii ce vreți să mai vedeți la Ido Twins. Și, oameni frumoși, cum spunem noi de obicei? Ido Twins in sau Ido Twins out? Păi deja a fost Ido Twins in. Atunci, Ido Twins out!